tuturor și statilor, a anelaților bilaterale. A declarat capitolul 2. Mai multe instituții americane de informații și singur Rusia, China și Iran, dar și alte puteri încearcă să se amestece în alegerile individuale. Dar dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei da aminte la înțelepciune, cea de-a 24-a ediție a Târgului Internațional de Produse Mici, a fost inaugurat în 21 octombrie la centrul expozițional. Sau cu paranteză să spun că fica de domnul acestui oraș, din provincia Zhejiang, acesta este organizat pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați, cu 4.136 de stabili. Peste 5.000 de voluntari vor oferi servicii în perioada desfășurării primei ediții a expoziției internaționale de importuri, care va fi organizată în București, metrul Ei vor participa la diverse servicii și activități organizate înăuntru și în afara pavilioanelor. În gura lui iese conștiință și pice. Ascultați Radio China Internațional și puteți afla ce se întâmplă în China în scurt celor ce au eu nevinovație. Ascultați Radio China. Ocrotește cărările nepihănirii, adică ale dreptății, tzadikim, tzedek, și păzește calea credincioșilor. Dumnezeu înțelege dreptatea judecată, nepătimirea, toate cărările care duc la bine. Și vă mai citi. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are o întrevedere cu comisarul european pentru Uniunea Securității, Julia King, consemnează ziarele de luni de la București. Senatorii au cheltuit aproape 2 milioane de lei pe deplasări externe, epuizând bugetul pentru acest an. Și este emoționant la Craiova la moartea lui Ilie Balaci. Suporterii au aruncat un teren statativ. Sunt alte subiecte publicate în presa românească de astăzi. De la microfon, Raleș Cosma vă invită să urmăriți revista presei. Până când veți iubi prostia prostia. Până când ne va plăcea bazătorul bazătorului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va avea luni la sediul Ministerului o întrevedere cu Comisarul European pentru Uniunea Securității, Julia King, aflat într-o vizită oficială la București, transmite Ager Press. Potrivit MEA, discuțiile dintre cei doi oficiali vor fi la teme actuale în privința securității cetățenilor UE, inclusiv identificarea unor modalități eficiente de recuperare la nivel european pentru combaterea radicalizării în mediul online. Potrivit reprezentanței Comisiei Europene în România, comisarul Julian King va mai avea luni întrevederi mai departe să citiți consilierul prezidențial în cadrul Departamentului Securității Naționale Ion Oprișor și cu secretarul de stat Ministerul Justiției Sebastian Costea și Nicolae Popa. Câte sunt? 66 sau 67? Postul premier Victor Ponta